Dragii mei, haideți să ascultăm un text din Scriptură pe care scrie Sfântul Apostol Pavel în Galateni, în scrisoarea sa, în capitolul 6. O să începem citirea începând cu versetul 7 până la versetul 11 inclusiv. Pagina 1144. Galateni, capitolul 6, începând cu versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăși mâna mea. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Dragi frați și surori, stimați prieteni, mă bucur din toată inima mea să pot să revin la Arad, să pot să revin în Biserica Betania. Pe cei mai mulți dintre dumneavoastră să vă revăd și poate pe un număr mai redus să vă văd prima dată și să mă vedeți. Aș vrea în mod special prietenii bisericii să fiți binecuvântați de Domnul, Doamne și Domn, băieți și fete, Domnul să-și arate dragostea sa mântuitoare față de orice inimă în această seară. Mulțumesc fratelui Tipei, fraților slujitori care m-au invitat. Îmi dau seama că veniți după o săptămână în care ați primit mesaje de la Dumnezeu. A fi ultimul la o săptămână de evangelizare este o responsabilitate, zic, puțin mai mare. Ai și multe dezavantaje, ai și avantaje. Dezavantajul ar fi unul dintre ele că ați adunat foarte mult săptămâna asta și nu v-ar mai fi foarte foame, vorbesc aici duhovnicește. Dar dezavantajul ăsta se poate transforma într-un avantaj pentru că, spunem noi românii, pofta vine mâncând. Și dacă ați mâncat bine și mă gândesc că așa a fost, deja v-ați învățat cu treaba asta și acum vă doriți neapărat ca Dumnezeu să mai dea încă o dată hrană, pentru că El știe să facă lucrul ăsta și are o masă bogată întotdeauna pentru sufletele noastre. Din toată inima spun, lăudat să fie Domnul! Aș vrea să vă spun că am ales să citesc acest cuvânt și din perspectiva faptului că, într-un fel, nu știm câte zile mai ne dă Dumnezeu, există o încheiere, un final aici săptămâna asta, când întotdeauna suntem puși în fața unui moment în care vom lua niște decizii. Niște decizii responsabile. Deciziile astea pot să fie niște decizii corecte, bune. Sau putem să hotărâm să facem altceva, așa cum vom auzi în seara asta. Dar am dorit să citesc cuvântul ăsta pentru că aici Apostolul Pavel este destul de brutal. Și încearcă să taie foarte multe scuze sau foarte multe momente din viețile noastre în care spunem a fi cumva. Și el foarte spune că putem să fim foarte raționali, că dacă credem de foarte multe ori că mai putem să determinăm pe șeful nostru, să mai aibă răbdare, dacă putem să mai manipulăm pe soțul nostru, să mai facă ceva pe soție, pe părinți, uneori chiar pe păstori, nu? Aici se spune din capul locului prin cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu are principiile sale și că nu va accepta ca să fie dus așa într-o parte și alta manipulat într-o formă de a fi batjocorit și deodată pune mingea pe terenul meu și al dumneavoastră și ne spune în față, atenți, ce semeni aia vei culege. Că Dumnezeu nu va accepta bajocura din mintea noastră, că ne vom putea trăi un anumit mod de viață, semănând anumite trăiri,
Și că la final, cumva, printr-o fericită șansă pentru noi, vom culege altceva. Și a vrut foarte clar să stabilească regulile. Că dacă semănăm ceva, culegem ce am semănat, dacă semănăm altceva, vom culege ce am semănat. Și exemplifică. Dacă vrem să semănăm în firea pământească, adică să trăim așa cum credem, cum ne vine, cum se face în lumea asta, finalul acestei trăiri este că vom culege putrezirea, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Dacă alegem să semănăm și să facem lucruri care Dumnezeu ne-a învățat o săptămână întreagă, vom culege la fel, fără nicio grijă, fără nicio îndoială, fără nicio spaimă, viață veșnică. Ce să zic? Domnul să ne ajute la asta. Amin. Și aș vrea să mergem în trei zone ale vieții noastre. Sunt convins că s-a predicat de toate săptămâna asta, dar facem o reevaluare și concretizăm pe finalul acestei săptămâni. Prima zonă în care oamenii se mișcă și în care există un risc imens de a ne înșela este soluția unică pe care Dumnezeu a decis-o atunci când l-a trimis pe Fiul Său în lume să se întrupeze, să moară, să învieze, să se înalțe la cer și, după cum știți, mai are o treabă de făcut în raport cu noi, are mai multe, dar raport direct cu biserica, va reveni să-și ia biserica și să o ducă în împărăția sa. Și noi spunem cu toată adunarea, amin, vino Doamne Iisus. Dar El a decis o soluție. Clar, Dumnezeu prin Fiul Său. Și pericolul cel mai mare care ne poate paște este ca noi, din anumite motive, să ignorăm soluția asta. Și aici este un pericol foarte mare. Aș vrea să vă aduc un exemplu în fața dumneavoastră, o pildă pe care însuși Domnul Iisus Hristos a spus-o, lăsând să se zugrăvească câteva categorii de oameni care s-au înșelat. Și una dintre ele vreau să o scot în evidență în seara asta. Haideți să mă urmăriți împreună cu mine în Evanghelia după Matei, capitolul 22, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului prezentat de Matei spune așa. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde. Și a zis, fiți foarte atenți, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă. Dar prima reacție, dar ei n-au vrut să vină. Să rețineți reacția asta. A trimis iarăși alți robi și le-a zis, spuneți-i celor poftiți, iată că am ospățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui sau la afacerea lui, ca să fim mai pe înțelesul nostru. Și altul la negustoria lui. Ceilalți, mai răi, au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei. Și în final, într-un instinct de crimă, i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Ce s-a întâmplat la Arad în săptămâna asta este ce a spus Iisus aici. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin oamenii pe care e aici, a trimis robii săi. Toți predicatorii care au venit și au venit săptămâna asta, n-au avut altă țintă, n-au avut alt interes. Să fiți convinși, toți prietenii, frații și surorile, că toți predicatorii care au venit săptămâna asta, inclusiv cu mine, aveau ce să facă acasă. Majoritatea din ei sunt căsătoriți, după cum am aflat cine sunt, au familii, au probleme, unii sunt și bolnavi, unii sunt și obosiți, dar au venit pentru că cineva i-a trimis aici. Cineva le-a dat un mesaj. Pentru că nu venim aici să ne predicăm pe noi înșine, că Apostolul Pavel a spus, oameni buni, noi nu ne predicăm pe noi înșine.
Noi nu venim aici să predicăm ideile noastre și ce ne trece nouă pe-n cap, că ar fi un dezastru, nici nu ar merita să stați aici și în continuare. Ei toți au primit un mesaj. Mesajul simplu acestor rob era să meargă la oameni, să bată la ușa lor și le spună: împăratul a făcut o nuntă pentru fiul său și vă invită și vă poftește și vă roagă frumos să veniți la cină. Apostolul Pavel a vorbit de treaba asta a bisericii și a zis: noi suntem trimișii, împuterniciții lui Hristos, și ca și cum Dumnezeu v-ar chema și v-ar ruga prin noi, noi vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și să sunem toată adunarea amin. Și transpirăm, și alergăm, și muncim, și ne luptăm, și ne doare capul, și spatele. Dar spune: bă, nu ne lăsăm. Dar de ce nu ne lăsăm? Pentru că stăpânul nostru își dorește, are inima și pasiunea asta pentru Arad, pentru oameni din Betania, pentru invitații lor, pentru doamne, pentru bărbați și femei. Are o pasiune pe care nici noi nu mai înțelegem câteodată. Își dorește atât de mult ca niciun om din Arad să nu piară. Noi personal, ca păstor, ca predicator, ca evangheliști, vedem ani de zile cum Dumnezeu vorbește la un om și de multe ori eu mă uit și zic: Doamne, nu mai pot să te înțeleg. Cât de multă răbdare ai, cât de mulți ani, cât de multe a vorbit. În final omul ăla se trezește și îmi zic: Doamne, mare-i bunătatea ta și mare-i dragostea ta. Și dacă nu-ți place să te uiți la alții, uită-te la tine. Câte șanse ți-a dat Dumnezeu până în ziua în care te-ai pocăit și te-ai întors la El. Merită cei care suntem pocăiți să strigăm: lăudat să fie Domnul pentru bunătatea Lui, pentru răbdarea care a avut-o. Și de-aia mergem, pentru că suntem uimiți în dreptul nostru și în dreptul multora pe care am văzut cât de mult bate Dumnezeu la ușa oamenilor și spune: mergeți, mergeți, rugați fierbinte, fiți pasional când vorbiți despre nunta mea, când duceți mesajul ăla, nu plictisiți oamenii. Spuneți-le cu toată inima că îi aștept, că îi iubesc, că am făcut sacrificii, că am îngrășat vitele, că i-am tăiat, că am aranjat totul pe masă, că spuse tacâmurile, că i-a așezat scaunul, că i-a scris numele tău. Toate sunt gata, nu mai trebuie să facă nimeni nimic. Toate sunt la patru ace. Eu, Dumnezeu, împăratul, am făcut asta pentru voi. Dar cineva vrea să meargă să spună. Sunt aici în seara asta să vă spun: Dumnezeu vă iubește pe toți și a pregătit o masă în seara asta. Și mai mult decât seara asta, v-a pregătit împărăția Lui. Și oricine crede în El poate în această seară să se bucure anticipat de marea zi când vom sta în casă la El, acolo în împărăția Lui cu toții. Și spun: Doamne, ține-ne harul Tău până la capăt. Amin. Glorie Domnului! Amin. Dar o parte o spus simplu și brutal: nu vrem. Nu, nu, nu. Și să știți că a doua forță din univers după Dumnezeu este voința noastră. Și dacă dumneata nu vrei, și dacă spui nu, 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 să știți că Dumnezeu nu va călca niciodată voința ta în picioare. Nu suntem noi cu băgatul în cer și cu scosul. Noi suntem puși să vorbim despre cer. Cel care deschide ușa și o închide, cu siguranță este Dumnezeu. Dar vreau să vă spun în seara asta: această încăpățânare a unora de a întinde coarda foarte mult și a spune nu, 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 se transformă într-o ultimă șansă și există după aceea un prea târziu. De aceea, dacă Dumnezeu v-a dat o săptămână și ne-a dat o săptămână și suntem până aici în seara asta, Dumnezeu să-ți dea putere să spui da în seara asta. Amin. După aceea spune cuvântul Domnului că a trimis alți robi. Câteodată mă gândesc, de ce ar putea să predice un singur predicator într-o săptămână? Chiar am gândit la Beclean ce ar fi să facem o evangelizare și să predice o singură persoană într-o săptămână. Și au fost tot felul de păreri. Bă, să plictisesc oamenii, aceeași tonalitate, aceeași figură, aceeași imagine. Dar dacă sunt mai mulți, dacă se schimbă, dacă sunt alții, unul este din temperament ca mine, mai vulcanic, altul este mai elegant, mai vorbește frumos, vorbește așa. Și, bă, prin toate Dumnezeu poate să atingă toate categoriile de oameni. Și uitați că într-un fel dau dreptate la varianta 2, că spune că o trimiți alți robi. Alții. Și când i-au văzut pe ăștia, prima reacție a unui grup a fost: prioritățile mele sunt altele pentru timpul ăsta. Eu am treabă cu Holda,
trebuie să mă duc cam negustoria mea. Și ăștia au plecat decent. N-au fost ca primii, nu vreau. Ăștia au zis, noi vrem, dar nu acum. Și au plecat. A doua categorie din chemarea a doua au fost foarte răi, în sensul că și-au bătut joc de cei care vorbeau și predicau. Și-au bătut joc de cei care au venit cu invitație. Bă, ce sunteți voi? Știu că m-am dus odată undeva, nu mai contează unde, cu soția mea, într-un neam de-a ei, peste munți, și m-am dus la o mătușă de-a dumneai și n-a văzut-o de mult timp și a zis, draga mea, mătușă, știi că soțul meu, Gabi, este, că era din altă confesiune, știi că soțul meu e preot. Și ea o tresări din pat, că avea o cultură foarte admirativă pentru preoți. Și soția mea a vrut să fie foarte isteață și să-l bage pe popa ei în față, adică pe mine. Și când s-a întors dumneai din pat, că era bolnavă, e preot, da. Și unde ești veșmintele? Mama a murit. Eram în cămașă neagră, dar nu eram în regulă. Și toată povestea prin care eu am încercat să vorbesc cu dumneai s-a stins, că dacă erai preot, aveai veșminte. Și am zis, nu vă supărați, mătușă, mi-am lăsat costumul acasă. Nu costumul! Și am înțeles-o, pe dumneai așa, am zis, deșteam, nu l-am aici, e popă, și le trăgeam pe mine, nu era niciun bai, dacă mă primea și primea Evanghelia. Și am vorbit cu ea, sigur că după aia ne-am liniștit, ne-am lămurit, am vorbit, ne-am rugat împreună și mă rog, bunul Dumnezeu să ilumineze mintea. Și spunem din toată inima, amin, glorie Domnului. Dar spune că sunt oameni care își bat joc de cei care vorbesc, de cei care cheamă, ironizează. Am văzut pe ăla că își dă suflarea, am văzut că tot transpiră, am văzut pe ăla că își cântă. Bă, ce proști, bă, dar ce vor să facă ei? Dar vreau să ne pochească cu forța, dar vreau să facă asta, dar vor să facă asta. Am spus dimineața la biserică unde am slujit că cu vreo 3 săptămâni în urmă am fost la Petroșani și acolo am predicat și este o televiziune pe zona Oltenia și Petroșani și acolo nu este creștină, dar frații noștri au cumpărat o oră și acolo trimit materiale și m-au rugat, o luat și predica care am predicat-o, după aia au zis să mă duc să mai registrăm o emisiune și cameramanul era un băiat tânăr care ne-a filmat și o ascultat și prima și o trebuie să asculte și a doua. Și după ce am plecat cu el acasă, cu mașina, când a coborât jos, sigur că eu sunt ce sunt acum, nu? Și nu trebuie doar aici să spun despre Iisus. Și am zis, acum eu am predicat indirect băiatul ăsta, dar acum vreau să-i spun ceva personal. Și când o coborât din mașină, am zis, cum te cheamă? Și eu zic, Ionuț, vreau să spun ceva. Spune-ți, domnul pastor, să știi că Iisus Hristos te iubește. Aleluia! Amin. Și când am zis asta, el a explodat în râs. O reacție care nu mă așteptam la ea. O explodat în râs și a pus mâinile așa. Domnul pastor, de la început v-am văzut că aveți peste dumneavoastră o mare vrăjeală. Aveți o vrăjeală, v-am văzut din biserică cum ne învârtiți mințile și asta și am zis de acolo în spatele cameră, bă, ăsta e un fel de om cu vrăjeală, mă, ăsta. Și când ați văzut și aici, și acum zice, taman că mă dau jos din mașină, exact la fix, a știut când să punctați. Îmi spuneți că Dumnezeu mă iubește pe mine, mare vrăjeală aveți. Fratele care m-a invitat acolo era topit, săracul, frate Gabi, te rog să mă iert, că... Așa el, așa e limbajul lui și știți că asta am spus dimineață, că eu nu m-am supărat deloc, că chiar am o vrăjeală peste mine și ar fi vai de mine să o n-am. Este prezența Duhului Sfânt care este peste noi, că de rămânem noi singuri, Iisus Hristos a spus, despărțiți de mine, spuneți voi toată adunarea. Nu puteți face nimic. Cel care străpunge inimile, cel care atinge mințile oamenilor, nu este predicatorul, că ar fi vai de noi. Cel care atinge adunarea și care este prezent în Betania în această seară, este Duhul Sfânt. Amin. Duhul Sfânt. Are atinge, care străpunge, care schimbă, are frământă și cel care frământă și adunarea noastră din această seară este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, aleluia! De el a început să mă ironizeze, așa să mă bajocorească că-s vrăjitor. Dar nu m-am supărat. Asta e bine. Sunt alții care au spus mai... Ăla are cu capul, ăla are cu... Vedeți, în text spune că și-au bătut joc de robi ăștia și asta e bine. Dar spune, au venit alții mai agitați și omorâți. Suntem aici în seara asta și nu știu ce vrem să facem noi cu viața noastră după o săptămână. Prieteni, frați și surori, Doamne, Domn,
Dacă Dumnezeu ne-a vorbit săptămâna asta și am văzut multe lucruri care nu sunt în regulă, eu nu pot să știu ce decizie ai luat, dar sunt aici în seara asta să mă rog împreună cu voi ca Dumnezeu să ne dea voință și să-L alegem pe Iisus. Amin. La asemenea invitație, împărăția cerului se aseamănă cu împărat care a făcut o nuntă și toate se le-a pus pe tavă, el o cheltuit, el o dat, el o trimis, tu n-ai nicio treabă, deci când să spui da! Și prin toată energia lui, puterea lui și soluțiile lui, tu nu m-a zis da. De aceea câteodată când chemi oamenii să se mântuiască, li se pare prea simplu așa. Păi cum să mă duc așa la nuntă? Uite așa te duci la nuntă. Păi la nuntă când te duci la nunțile astea? Bă, te duci cu plicul în buzunar. Când eram mici, nu scăpam o nuntă când eram atunci, că eram flămâns. Toată lumea merge la nuntă, numai în Beclean, era până Cociu, până Cristur, până Răteag, aproape pe acolo. Și când era o nuntă, mergeam toți, Val Vârtej acolo. Cort mare, 500 de persoane, mâncam și noi o supă de găină, niște mâncare pe acolo. Când era cu adunatul banilor, toți o ușcheam, mai ales că eram mărunți, copități plecam, ne băgam pe sub, ca să vorbesc cuvântul ăsta de la țară, exact. Ne băgam pentru, că era cu nylon în cortul ăla, nu? Ne băgam pe sub el, că doar eram mărunți. Și lăsam masa cu tot ce era acolo, pe ce băgam și cozonacul umflam, pe acolo plecam cu toți. Era frumos, că nu ne costa nimic. Nimic! Acum am zicea cineva, zice, Gabi, ești distrus. Mă, mă gândeam, de ce ai distrus? Zice, am 20 genunți în anul ăsta. Tot zice, mă, am zis, bă, toată viața mi-a plăcut la nuntă. Zice, da! Dar știi ce înseamnă acum 20 genunți într-o vară? Ești falimentat! Ești în gaură! Numai vacanță, numai aia, toată familia o să tragem pentru nunți! 20! Că tare ne-am bucurat, zice, când au venit mulțimea de oameni la nuntă lui fiică-mea. Dar am dat seama că toți îi dăm înapoi acum, pe rând. Toți! Zice, am 20 genunți. Și era supărat. În această seară vă predic de o nuntă în care nu trebuie să mergeți cu plicul, în care nu trebuie să plătiți, pentru că a plătit altcineva. Ăsta e Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. A plătit altcineva. Ăsta este Iisus Hristos, care a stat pe cruce pentru dumneata și pentru mine și a strigat de pe cruce: intrarea e liberă, plătesc eu pentru voi. Tată, te rog, iartă! Să poate intra toți la nuntă. Și de 2000 de ani mergem într-o parte și în alta și spunem: nunta este gata, vitele au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă, veniți la Dumnezeu, veniți la Iisus, veniți la mântuire. Și o mulțime de oameni spun nu. De ce mă rog în seara asta? Ca un om al lui Dumnezeu care îmi pasă. Aș putea să-mi țin o predică așa în 3 puncte și să plec. Dar eu chiar cred că Iisus Hristos este prezent aici în seara asta. Și eu chiar cred că inima ta are nevoie de Iisus. Și chiar cred că El poate să scrie numele în cartea vieții. Și eu chiar cred că sunt oameni aici care trebuie să schimbe viața în această seară. Și Dumnezeu este să facă minunea asta. Și spune împreună cu voi: trăiască Domnul în veci. Dar aici pe textul ăsta mai este un personaj. Personajul ăsta a trecut toate barierele care le-am predicat eu până aici. O singură chestiune a ignorat și s-a înșelat. A crezut că merge așa. Știți, acolo când se intre la nuntă, îmi imaginez eu așa, în hol, erau niște umerași și erau puse niște haine. Toate erau la fel. Și singura condiție care era pusă în povestea asta, pentru oamenii care acceptau să intre înăuntru, era să ieie acea haină de nuntă pe el sau pe ea. Și imaginați-vă că personajul ăsta din text, despre care vreau să citesc, atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți nu au fost vrednici de ea. Duceți-vă la răspântele drumului și chemați la nuntă pe toți pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspânte, au strâns pe toți care i-au găsit și buni și răi și odaia ospățului s-au umplut nuntă de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Toți erau îmbrăcați la fel. El nu. Pentru că mi-l imaginez pe personajul ăsta, credeți-mă. Domnule, doamnă, tinere, bărbatule, frate, soră, în împărăția lui Dumnezeu nu se intre că tu dai donații. În împărăția lui Dumnezeu nu se intre că, nu știu, tai că tu-a fost grozav. Aici, în împărăția asta, în nunta asta, la masa asta, se intră și singura condiție pe care stăpânul a pus-o este să-ți bagi mâinile în haina aia și să o iei pe tine.
ia lui și haina. A pregătit-o pentru tine. Bagă-ți mâna în ea și îmbracă-te cu ea și intri. El nu. Că el a spus, lasă că nu va fi așa mare problemă, că o fi o diferit. Până la urmă, ideea e să crezi, să vrei, atâta-i tot. Până la urmă, toți suntem slabi, spun unii, suntem cum suntem, așa că toți rămânem la mila lui Dumnezeu. Păi toți suntem în seara asta la mila lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu îți vorbește că singura posibilitate de a fi mântuit este prin credința în sângele lui Iisus Hristos și în jertfa lui și spunem toată adunarea amin. Și singura posibilitate de a ajunge în cer este că după ce am fost mântuiți, născuți din nou și am trăit actul pocăinței, este să ne botezăm în apă, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și să rămânem pocăiți până vine Domnul și spunem toată adunarea amin. Și spunem toată adunarea amin. Dar foarte mulți oameni se înșală. Și e bine și așa. Lasă că e bine și așa. Și sunt și propovăduitori care îți încurajează. Lasă că e bine, că sunt o grămadă de oameni nebuni. Tu bine că te duci la biserică. Sunt o grămadă de oameni care nici nu cred în nimic. Bine că crezi. Crezi foarte bine. Stai așa. N-ai văzut pe aia că e omorât pe predicator? N-ai văzut pe aia că și-a bătut joc de ei? Tu ți-ai bătut joc vreodată de popa? Vai, Doamne, ferește, când aud părintele și tremuri din toate încheiturile. Da, n-ai văzut alții că au făcut mișto? Eu n-am făcut. N-ai văzut alții că au spus nu? Ba da, am auzit că i-au spus nu în față. Tu n-ai spus nu. Tu te-ai dus, ai mers, ai făcut, ai dres. Aud pe cineva acum în mintea mea, care a ajuns într-o situație delicată, pentru că prietenii lui au spus, bă, dacă tu n-ai făcut, dacă tu n-ai dat, apoi și-o pus mâinile în cap, pe ferească Dumnezeu că mai intră cineva în cer vreodată. Ca și cum în cer, intri că dai, că faci, că dregi. Și el o sta liniștit. Și o să zic, bă, dacă tot zice așa, chiar mă ieși în oglindă, păi mă uit la tot bezmeticii pe lumea asta, păi eu chiar pot să zic înger. Dar ideea nu este să fii înger sau demon. Problema este să faci ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci. Și aș vrea să spunem cu toată adunarea amin. Păi când a venit un năcas peste el și o boală cumplită și o adus aminte. Și când m-am întâlnit cu el, a zis, frate Gabi, nu mai merge cu jumătăți de măsură. Nu mă interesează nimic, m-am luat după aia, m-o zăpăcit de cap. Aici stau pe genunchi zi și noapte și tot ce îmi spune Dumnezeu fac. Ce spune Dumnezeu în matematică, aici stau în genunchi înaintea lui și pe drumul care trebuie mă duc 100%, orice ar fi. Numai că acum are mari probleme de sănătate fizică, are mari probleme, numai mâna lui Dumnezeu îl mai poate vindeca. Dar pe dinăuntru nu mai are nicio problemă, pentru că cineva l-a vindecat și acesta este Iisus Hristos Domnul. E drept strâns de menghină, e drept oprit în drum ca Saul de o boală și de un necaz. Bă, dar pe dinăuntru e curat ca lacrima. Și eu ce să vă spun? Îmi pare rău că e așa. Dacă îmi văd gândești de lucida amul și nu mai să e orgolios și nu mai crede în el și în soluțiile lui, atunci spun din toată inima, binecuvântat să fie numele Domnului care iubește sufletele oamenilor și dorește niciunul să nu se piardă și să tot să vină la mântuire și spuneți dumneavoastră cu mine, amin. Glorie lui Dumnezeu. Păi da, tu trebuie să crezi că e așa. Acum să nu mă știți, prietenii care mă mai ascultați, că eu nu vreau să jignesc religia nimănui și nici ce zic că acum nu e o jignire. Bă, prieteni dragi, frați și surori, nu cred că trebuie să așteptăm CEDO să vină să ne spună că botezul copiilor nici nu-i valabil. Să ne demonstreze rațional că copilul ăla nu poate să creadă, nu poate să aleagă, nu poate să ne da sau ba. Nu există. Iisus Hristos a spus cine crede și se botează, spuneți replica, va fi mântuit. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Căci prin credința din inimă se ajunge la mântuire și prin mărturisirea cu gura se capătă mântuirea și viața veșnică. Și să spunem toată adunarea, amin. Păi dacă asta e haina, ia-o pe tine, de ce vrei să mergi în gri? De ce vrei să mergi cu costumul tău? De ce vrei să mergi cu ideea ta? Când la intrare, hai în aia! Ia-o pe tine! Exact cum ar fi făcut fiul risipitor când tata i-a zis, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. El să zică, dar eu nu-mi trebuie haina. Eu rămân cu ale mele. Eu am venit numai să mânc acasă, când eu am fost foame. Eu am fost rupt de foame, eu am fost necăjit, eu am fost așa. Mie nu-mi trebuie haine, vreau să-ți dau încălțăminte. Nu-mi trebuie încălțăminte, vreau să-ți dau inel, vreau să pornesc muzica. Nu-mi trebuie nici muzică, nici inele, nici nimic. Știi ce mă interesează? Taie vițelul, asta da. Taie vițelul cel îngășat, să mâncăm bine.
Și eventual puțină muzică merge. Dar nu mă interesează pe mine haina ce mă schimb. Eu nu vreau. Eu vreau să-mi văd de viața mea, că mâine mă duc înapoi. Frați și surori, stimați prieteni, nu merge așa. Iisus Hristos este Domnul. Și El este Mântuitorul nostru. În nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care putem să fim mântuiți. Și acesta este numele lui Iisus Hristos, pe care îl proclam încă o dată în Betania această seară, și să strigăm toată adunarea: glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Da, fiul risipitor s-a lăsat îmbrăcat. Și numai că s-a lăsat îmbrăcat, a fost fericit că mai fost o haină pentru el. A fost fericit că mai există în el și l-a pus tata în poziție de fiu. De aceea în seara asta nu mai stați pe gânduri, nu mai ignorați soluțiile lui Dumnezeu, ci vă rog din toată inima, faceți pasul și spuneți: Doamne, tot ce îmi spui în mie, eu fac. Și zic: Doamne, ajută-ne. Vineri am avut o zi de bucurii. Prima bucurie vă spun la primul punct aici. Știți, noi predicăm, mergem, Dumnezeu știe câteodată, nu știm ce se întâmplă în urmă. Câteodată mai vedem câte o minune, câte o schimbare, dar în rest noi ne facem treaba, mergem, în rest oamenii și Dumnezeu cu ei împreună lucrează în viețile lor, dacă ei vor. Și am mers ani de zile și am predicat într-o localitate foarte aproape de Becleam, vreo 15 km, Uriu. O bisericuță mică. N-am mai fost de mulți ani acolo, cred că 2-3 ani, că am tot plecat mai departe. Dar atunci, acum 6-7 ani, mergeam frecvent. Aveam și un prieten acolo, s-a mutat în Austria și ăla nu mă lăsa. Bă, și veneau mulți prieteni. Printre prietenii ăștia era și polițistul din localitatea aia. Cu nevastă. Fica lor era în clasă, în Becleam, cu fica mea. Și aveam așa puncte comune. Și predicam, o vedeam pe soția lui s-o topit de multe ori. Și de 2 sau 3 ori ea s-o predat lui Dumnezeu. Numai că după ce a mers acasă, polițistul și el plângea și spunea: Domnul pastor, Domnul are dreptate, e așa, nu mă pot schimba. Anturajul, și îmi povestea în detaliu ce se întâmplă, asta, ce o să fie cu serviciul lui, care mulți prieteni, că ei când sunt liberi mai fac aia și nu mai intru în detaliu. Dar toate astea l-au ținut blocat. Și eu am mers vreo 3 ani la rând. Și de fiecare dată era la biserică. Și de fiecare dată mă iubea, mă îmbrătișa, vorbea frumos. Și am zis: Dumnezeu cu mila, ce să zic acum? Dacă tot vin și nu se pochesc, eu știu ce să zic. Dumnezeu să aibă milă de ei. Și după aia am mers și nu l-am mai văzut. Și mi-am dat seama că nu m-a interesat de biserică. Vineri m-am dus până la policlinică, am avut o mică problemă. Și când îmi parchez mașina de la principală și mă duc să intru în policlinică, aud o mașină că clansonează foarte tare pe drum. Un Opel Combi, așa? Astra. Și clansonează. Eu am crezut că are treabă cu șoferii, știi? Dar din instinct că așa de tare a clansonat, m-am uitat. M-am întors să plec. 3 metri, mai tare. Băi, a doua oară nu mă mai întorc, că zic, n-are treabă cu mine. Când nu m-am întors, nu m-a oprit clansonul. Și am zis: bă, cred că e un nebun pe stradă. Și când mă întorc, văd într-adevăr că mașina aia trage repede pe dreapta și când se trag ușa, deodată merge geamul din lateral și îmi face cum mâna disperat să mă opresc. O, Doamne Iisus, să stare treaba cu mine. Să coboar un om cu un clop așa solid și am zis: bă, sper să fie de bine. Stare deodată peste șanț, ușurile aproape că nu le-au închis, au venit disperat și am zis: frate Gabi, slăvit să fie Domnul! Bă, în plină stradă am zis: să stare cu capul. Și nu că eu mi-e rușine de Domnul și de astea, dar nici așa deodată să vii să strige în plină stradă, slăvit să fie Domnul. Am zis: bă, ce o fi, o fi, eu nu l-am mai recunoscut. Și îmi spune către mine: el a fost convins că îl recunosc, dar eu am niște probleme. Și slăvit să fie Domnul! Frate Gabi, să știi că mă botez! Și eu zic: foarte bine. Când aveți botez? Nu, am zis, pot eu fi pe undeva de pe aproape. Și zic: nu știu, acum avem o listă de candidați după evanghelizare până la vară. E prea mult! Mai aproape! Mui la el și încerc, ne-am adus aminte că e polițist. Era polițist, s-a mai îngrășat. Zice: eu m-am dus în Anglia. Îs la Luton acolo. Și să știi că Dumnezeu mi-a ieșit înainte, am ieșit la pensie de vreun an de zile și am plecat cu familia acolo. Dumnezeu mi-a vorbit încă o dată, mi-a dat șansa, m-am hotărât și m-am rugat lui Dumnezeu să te prind undeva, pentru că vreau dumneata să mă botez. Zice: cât de rapid e? Păi nu te pot, mă uitam pe stradă, dacă este o baltă mai mare ca și famenul, să-l boteze acolo, că ăsta era exact așa. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?
Deci știți că exact așa a fost în Biblie. Mă uitam, dacă îmi văd o baltă, că după cum tu ești pondită acum, vrei acum să te botezi. Repede, unde-i botezi? Păi acum nicăieri vrei să te botezi. Dar o să vin în Londra. Când vin în Londra? Atunci, gata, acolo mă botez. Acum aștept să vedem dacă rămâne hotărât până la capăt. Și Dumnezeu i-a atins inima și s-a hotărât să încheie legământ cu Domnul în apa botezului. De atâta vreme amânat. De aceea vreau să spun în seara asta. Dumnezeu să te binecuvânteze și să decizi aici și acum. Pentru că Dumnezeu e bun și ne-a dat nenumărate șanse și vrem cu toții să ne rugăm ca Dumnezeu să te ajute să te împaci cu El și să spunem toată biserica amin. Glorie lui Dumnezeu. Amin. Un al doilea lucru care vreau să vi-l aduc în această seară și să nu vă înșelați, deja am intrat în el, este ignorarea timpului pe care Dumnezeu ne l-a dat. Pentru că vedeți că de multe ori oamenii tot stau, tot amână. Am o durere în inima mea, să nu o înțelegeți greșit. Nu suntem, am spus încă o dată și nu-i bine să repet, nu suntem noi cu cheile. Dar soția unui prieten de-a meu foarte bun a fost măcinată de cancer. Într-o formă sau alta am și predicat de ea, cred că cu ceva ani în urmă, de 9 ani. 9 ani! Și a venit la biserică și o mare luptătoare. A făcut 35 de ședințe de chimioterapie de tostați. 35! În general se vorbește de 35. 9 ani a luptat organismul ei. Și cu vreo 3 săptămâni în urmă, poate o lună, m-a sunat soțul ei dimineață, m-am și speriat când vedeam telefonul, mă gândeam la ce e mai rău. Mi-a zis, vino să te rogi pentru soția mea că a avut o noapte extrem de, nu știu, cred că va pleca. Și m-am dus și m-am rugat cu dumneai. Am făcut rugăciune, acum am știut eu mai bine acolo. Și de atunci am mai trecut aproape, cum vă spuneam, o lună. În fiecare seară adormeam și visam. Îmi imaginam, uneori visam noaptea, că mă sună telefonul și mă cheamă să mă duc să o botez. Toate erau și nu a cedat. Și a plecat din lumea asta. Nu sunt eu să pun nimic, dar vreau să vă atrag atenția în seara asta. Că amânarea este un pericol de a ne auto-înșela. Și Apostolul Pavel spune, atenție mare, că ce semănăm, aceea vom culege. De aceea vă spun în față în seara asta. Dumnezeu să vă ajute să vă decideți astăzi. Pentru că timpul este un dar al lui Dumnezeu și Dumnezeu ne cheamă să-i răspundem lui. În următorul exemplu care îl dau în zona asta este din Matei, capitolul 24, îndemn la veghere, în care Domnul spune, începând cu versetul 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea fiului omului, în adevăr cum era în zile dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic. Până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului omului. Frații mei iubiți, penticostal baptiști, stimați prieteni, cum suntem în seara asta? E un final de evangelizare. Ori mai fi. Poate ori mai fi. Dar vreau să zic că ceasul și ziua, când Domnul vine să ne oprească mersul vieții noastre pe pământ, nimeni nu-l știe. Și nici momentul când Iisus Hristos va pune capăt istoriei Harului, nimeni nu știe din seara asta. De aceea este un avertisment clar în seara asta. Ne duce în spate la lumea lui Noe și spune, uitați, au stat, au ignorat șansa anumită timp, au ignorat șansa anumită corabie și au ignorat șansa anumit propovăduitorul neprihănirii Noe. Știți cât? Aproximativ 120 de ani. Și au spus, nu se întâmplă nimic, mai există o seară, mai există o săptămână, mai va fi o duminică, mai va fi un predicator, mai va fi o chemare, va mai fi o fanfară, va mai fi corul, va mai fi o slujbă, va mai fi, mai mi-a dat Dumnezeu șansă. Și Dumnezeu a dat 120 de ani, de la 120 de ani, surprinzător, într-o zi a început potopul și ei nici măcar nu s-au gândit
că se poate întâmpla treaba asta. Și odată totul s-a încheiat și s-a tras linie. Și ce au semănat 120 de ani? Amânarea, ignorarea darul lui Dumnezeu, invitații lui Dumnezeu, a timpului vieții, i-a costat definitiv. Și am mai spus când predici și spun și aici, dumneavoastră vă imaginați, sunteți oameni înțelepți, dumneavoastră crezi că după ce s-a închis ușa corabii, oamenii n-au bătut în ușă, au bătut până și-au smintit mințile. Dumneavoastră crezi că oamenii nu s-au rugat? Că n-au strigat la noi și la Dumnezeu să le mai dea o șansă? Ba da, cât i-au ținut plămânii? Numai că n-a mai fost niciuna. Pentru că povestea s-a încheiat. Pentru că lucrurile s-au concretizat și Domnul a închis ușa. Dacă sunteți aici în seara asta și simțiți în inima voastră că tot amânați de bucată de vreme, Dumnezeu este aici să lucreze în inima voastră și să spunem cu toții, Doamne, nu mai vrem să amânăm. Vrem să ne hotărâm și vrem să trăim pentru Tine și să fim treji și să veghem și să trăim cum trebuie, înțelept și chipzuit, că dacă Tu vii la noapte sau mâine, să nu ne surprindă revenirea Ta, să ne surprindă moartea fizică pe picior greșit, fără să știm unde ne ducem, ci vrem, Doamne, să plecăm de aici în seara asta cu siguranța că suntem slujitorii Tăi, că suntem mântuiții Tăi, că suntem în veghere și că trăim pentru Tine. Și zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș vrea să atrag atenția celor care suntem pocăiți. Dumneavoastră vă mai gândiți așa zilnic la revenirea lui Iisus Hristos? Să avem foarte mare grijă, că s-ar putea să ne prindă preocupările vieții. Și să ne prindă și toată ziua să vorbim doar despre viața asta. Și să pierdem gândul care trebuie să ne fie în mintea noastră zi și noapte, Iisus Hristos, iubitul inimii noastre, se întoarce. Și să pierdem șansa de a reveni și a spune, eu sunt în veghere, de fapt eu te așteptam. Și să nu audă nimeni crunta frază, plecați de la mine că nu vă cunosc. Așa cum au auzit cele 5 fecioare nechizuite. Plecați de la mine, nu vă cunosc. Aș vrea să vă spun că o persoană o cunoști din ce în ce mai mult pentru că ai o legătură cu ea, comunici cu ea, trăiești cu ea într-o relație și asta înseamnă o cunoaștere profundă care se adună în ani. N-are cum să te cunoască Domnul, n-are cum să le cunoască Dumnezeu creștinii ocazional din România, care merg la Paște și la Crăciun, la biserică, care citesc Biblia așa, când ne trece prin minte, să aud Biblia așa, din când în când, n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu, n-ai cum să-L cunoști în halul ăsta și în felul ăsta, ne rugându-te aproape niciodată, numai atunci când e strivit de o boală și de durere și după aia uiți că am spus cuiva, mi-a spus așa, domnul pastor, eu nu mă mai las de Dumnezeu niciodată dacă mă scapă de boala asta. Am zis, atenție, Doamne, că o să uiți. Și a uitat. Atenție că uităm. Atenție că după evangelizare de o săptămână uităm. Uităm și revenim. Ca să ne cunoască Dumnezeu, ca să ne cunoască Iisus și să-L cunoaștem noi pe El, trebuie să trăim zilnic în legătură și în relație personală cu El. Ar merge, spune, în toată adunarea, amin. Am auzit un om care a zis, nu-mi permit să las o zi să treacă fără să citesc ceva din Biblie. Nu pot să-mi permit asta. Simt că mor, că-ți crăp, că nu are rost să dorm noaptea aia. Dacă n-aud un cuvânt de la Dumnezeu citit, îs terminat în noaptea aceea. Dumneavoastră cum sunt? A întrebat un îndrăgostit pe o domnișoară care o iubea deja și era între ei așa o vrajă. Și a întrebat, cum ai dori să te iubească băiatul ăla care vrei să fie soțul tău? Și ea a răspuns așa, ai vrea să fie înalt, ai vrea să fie, cum ți-l imaginezi? Aș vrea să fie o persoană fără de care eu să nu mai pot trăi o secundă. Aș vrea să fie o ființă care atât de mult să o iubesc, să-mi fie dragă, încât să simt în interiorul meu că nu mai pot trăi o secundă fără persoana aceea. Asta înseamnă dragoste. Asta înseamnă normal. Să nu mai poți trăi fără persoana aceea. Întreb în seara asta. Noi îl cunoaștem pe Iisus? Noi avem o legătură personală cu El? Simțim că nu mai putem trăi fără El nici măcar un ceas, o zi?
atunci suntem pe drumul bun. Dacă nu, ne rugăm în această seară, în final de evanghelizare, să aducă Dumnezeu trezirea peste noi toți. Amin. Să ne ridice El din orice stare de ațipire, din orice somnolență, și să fim treji și să fim vegheatori. Și dacă ne întreabă cineva, tu de ce stai în picioare? Îl aștept pe Domnul. Că Iisus Hristos a spus aici, în versetele care urmează, că dacă ar ști stăpânul la ce ceas din noapte ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Dacă ar ști, la 4 dimineața vine hoțul. Îți dai seama că pe la 3 noaptea ți-i somn de să pii jos. Spui, bă, tu cine nu adormi? La 4 vine hoțul. Și vreau să fiu treaz, să-l aștept. Mă mai beau o cafea, mai mă spăl pe față, mă plimb, la 4 vine. Luminile stinse, să nu mă prindă, să acolo la ușă, când vine cu parul, cu lațul, cu ce mă gândesc, cu 1-1-2, îți pregătit, capcana, intânsă, îl prind și casa mea nu va fi spre. Pentru că aici nu-i vorba de teologie agresivă. Exemplul ăsta l-a dat Iisus. Dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas vine hoțul, ar veghea. N-ar mai dori nimeni casa aia. Ar spune, în casa asta nu doarme nimeni noaptea asta. Că la 4 dimineața vine hoțul și ne sparge casa. Nu mai doarme nimeni. Un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Acest om nu mai are treabă cu întunericul lumii astea. Ăsta are în inima lui o veghere continuă și spune, Iisus Hristos revine, Iisus Hristos revine. Tu de ce nu trăiești așa? Tu de ce faci așa? Pentru că eu am promis lui Dumnezeu că trăiesc pentru El și îl aștept pe El. Și spun din toată inima, Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întrebe colegii voștri, vecinii voștri, bă, ce-i cu voi? Voi de ce nu faceți asta? De ce nu faceți asta? De ce nu faceți asta? Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Și în mărire ne va duce. Noi așteptăm pe Domnul ce ne-a gătit locul și în mărire și în glorie ne va duce. Și spunem toată adunarea, glorificat să fie Domnul. Ferice de robul acela pe care stăpânul va găsi făcând așa. Adevărat vă spun, spune Iisus Hristos, că îl va pune stăpân peste toate averile sale. Aleluia! Vă bucurați de asta? Îl va pune stăpân peste toate averile sale. Toată viața ta a dorit să fii stăpân peste cineva. Uite, Dumnezeu spune că te va pune stăpână și stăpân peste toate averile sale. Și crede-mă, Dumnezeu este bogat. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar dacă stăpânul ăla zice în inima lui, dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul zăbovește să vină și va începe să bată tovarășii de slujbă să se încurce cu bețivii. Soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Adevărat vă spun că îl va tăia în două și va fi aruncat în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Să nu ne înșelăm. Lipsa de veghere și de trăire cu Dumnezeu va fi penalizată. Ce seamănă omul, aceea vă se cera. De aceea Duhul Sfânt să ajute Biserica Betania și pe toți frații și surorile să ne ajute Dumnezeu să stăm în veghere într-o vreme cumplită, grea, întunecoasă, dar Sfinții lui Dumnezeu să stea cu capul sus, fără frică, că Iisus Hristos revine, căci Iisus Hristos se întoarce și El ne va lua să fim totdeauna cu El în împărăția Lui. Ce să zic? Doamne ajută-ne la asta! Și aș vrea să închei spunându-vă în seara aceasta, un treilea pericol în care Pavel spunea, nu vă înșelați, este pericolul inactivității. Acei oameni care nu vor să facă nimic. Ați auzit ce a spus Apostolul Pavel în continuarea textului care l-am citit din Galateni? A spus așa. Să nu obosim în facerea binelui. Căci la vremea potrivită vom secera. Dacă nu vom cădea de oboseală sau dacă nu vom muri. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți, și mai ales, fraților în credință, să nu obosim în facerea binelui. Ia să întreb în seara asta. Vă simțiți așa obosiți de mult bine făcut? Nu? Dar de ce sunteți obosiți? Vă simțiți așa obosite ca să cun mult bine săptămâna asta? Asta scrie aici. Să nu obosim în facerea binelui. Adică atâta bine să facem încât sunt obosit. Nu sunt obosit. Mai pot să fac bine. Mai pot să fac bine. Mai pot să fac bine. Lăudați să fie Domnul în veci. Lăudați să fie Domnul în veci. Să nu obosim făcând bine. Mi-ar place să obosim făcând bine. Dar eu zic să nu obosim făcând bine.
Eu m-aș dori să văd oameni obosiți de atât a făcut de bine. Ce faci azi? Sunt obosit, dar ce ai făcut azi? M-am dus la tot spital din Arad, așa de obosit că m-am dus la fiecare să-i duc un par, o sticlă de apă, să-i duc o prăjitură. Nu, prăjitura poate nu-i bună, să-i duc niște legume, niște fructe, niște ceva. M-am dus să-i spun ceva despre Iisus, m-am dus să-i prind mâna și să-i o țin așa, să zic, Doamnă Floare, Doamnă Veronica, să nu vă temeți, să nu vă descurajați. Am venit aici să cântăm o cântare împreună, mai cu două surori, că Domnul e bun, că Domnul e tare, că Domnul e puternic. Am venit aici, toate din salon, că dar dacă ați făcut asta, știți ce vorbesc, nu? Când te duci și îți vizitezi pe cineva care îl cunoști toți din salon, spune, vai de mine, că acolo nimeni nu mai are mofturi, acolo nu e ca în adunare aici pe scaune. Acolo toată lumea e șocat, speriat, sunt grozit, sunt bolnat, scumi și spune, Domnul Părinte, face și pentru noi o rugăciune. Vreți să mă rog și pentru dumneavoastră? Acolo toată lumea vrea. Dacă mă păstrați, spune, ce-i cu nebunul ăsta păstrat? Dar în spitale, prin necazuri, toți sunt acolo să împing în tine. Rogă-te și pentru mine, rogă-te și pentru mine, rogă-te și pentru mine. Oh, puteți să faceți bine, grozav de mult. E final de evangelizare, trebuie să luăm niște decizii clare. Că Iisus Hristos a spus, bă, la unii a dat un talan, la alții doi, la alții trei, la alții cinci. Și trebuie să facem treabă, trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Iisus Hristos se reîntoarce, dar oamenii care vor să nu se înșele niciodată, sunt oameni care lucrează pentru Dumnezeu, pentru inima Lui și pentru semeni. Dumnezeu în final va răsplăti aceste persoane. Ce semănăm, aceea vom secera. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! O, Doamne, mie mi-ai dat să fac treaba asta, dar știi, eu am crezut că mie mi-ai dat puțin și să facă aia care au mult. Lasă facă ei, lasă meargă ei, lasă cânte ei, lasă predice ei, lasă postească ei, lasă slujească ei. Vă dau o surpriză, ei fac, tocmai, exact cum zici. Și bine că spui, lasă facă ei, că o face, cum ne-a ajutat Dumnezeu. Dar vreau să vă spun în seara asta ceva, să nu vă înșelați. Dumnezeu nu se va lăsa batjocorit. Ce semeni, aia vei culege. Dacă tot timpul stai așa, când oamenii mor lângă tine, dacă tot timpul tu n-ai chef să vorbești niciodată despre Iisus, că ți se blochează maxilarul, ți se blochează, să simți că ți se pune un nod în... Nu mai poți. Că diavolul te strânge de gât. Dacă când este vorba de bârfe, de aia, de aia, de rău, de a face rău, nimeni nu e obosit. Nu vii cu mine să mergi, să obosit, nu mai pot. Am lucrat atâta săptămâna, sunt ruptă, mă dor spatele. Da. Vreau să vin la tine să bem o cafea, să povestim câte ceva. Dar cum să nu? Hai repede, că sunt liberă. Când este vorba de rău, nimeni nu e obosit. Dar nici nu obosim să facem rău, să te dăm din gură toată ziua și să mai vorbim și de acolo și dincolo și dincolo și dincolo. Și atâta chef, atâta de voios suntem, atât de timp mult avem, încât nu pot să-ți imaginezi, nu? Mi-a zis cineva, frate Gabi, nu vreau să stric inima, dar vreau să spun ceva. Păi dacă vrei să ne-o strici, de ce vrei să ne-o strici? Dacă nu vrei să ne-o strici, nu ne-o strica, nici măcar nu trebuie să te gândești să vii să-mi spui nimic. Nu vrea să ne-o strice, dar de-abia așteaptă să ne-o strice. De-abia așteaptă să dea drumul la bandă, să bandă, mi-a zis, a făcut ala, să ne încaiere pe toți în cap și eu spun, mă, poate chiar are dreptate și încep și eu să-i văd cum îi văd ei în patru laturi, în 13 fețe. Bă, eu nu vreau să au nimic, nu vreau să știu nimic, dar ăla au zis ceva, să fie sănătoasă, să fie sănătos. Deci, știi, frate Gabi, te avertizez că la noi chiar așa cum îl vezi, să fie sănătos, dar nici nu vreau să văd nimic și au nimic. Dar atâta suntem de buni, atâta suntem de liberi, atâta suntem de fresh, atâta suntem de neobosiți. Când este vorba să băgăm bețe în roate, când este vorba să facem bine, să slujim pe Dumnezeu, când este vorba să facem un bine, să mai citim Biblia asta, stică o tine deodată, ador pe loc. Dacă când este vorba să fie ăla bun, care l-ai zis stăzi că în cele mai tari cinematografe din România, stai treaz, ești cu Red Bull lângă tine și citești două ore, n-ai trei ore, mergi, n-ai nicio problemă, l-ai mai vedea încă o dată, așa de drag ți-a fost. Dar Biblia, dar să stai pe rugăciune, toți să picăm de oboseală. Oboțiță, mai întind să mai citești Biblia, să te mai rogi. Hai să mergem la adunare, lasă cum merge la evanghelizare. Am după evanghelizare, pe toată biserica e goală, am văzut și la background. După evanghelizare, atât a fost de obosit, pe Gabi, suntem terminați, terminați. Mare ce efort a făcut să vină la adunare, stă pe bani, să audă niște predicatori care s-au istovit ca mie. Mare efort. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și cu asta obosiți. Obosiți și v-ați gândit când să termine evanghelizarea. Uite, în seara asta se termină, dar am auzit pe aici pe birou că începe stăruința. Lăudat să fie Iisus în veci. Obosim, Apostolul Pavel, să nu obosiți în facerea binelui, că noi vom secera.
Vom secera! Vine unul în stradă, frate Gabi, mă botez! Vine altcineva care a ascultat o predică în Irlanda, doamna Iana Moldovan, și m-a căutat tot vineri, că am zis că am avut mai multe bucurii. Și eu zis, domnul pastor, să știți că mi-ați spus atunci să mă pocăiesc în Irlanda, dar n-aș știu ce va urma. M-a diagnosticat cu cancer la colon, mi l-a tăiat. Uite aici, sub haina mea, am o pungă, am zis, nu mă arătați, cu pungă aici! Dar știi ceva? M-am hotărât să mă pocăiesc. Am venit să vă spun. Am o bucurie în inima mea și le-am zis la toți. Intru în 15 februarie în chimioterapie la Cluj. Dar le-am spus de bărbatului și familie și neamurilor care toate nu sunt pocăite. Le-am spus să nu vă prind pe unul că vine să plângeți lângă mine la spital. Am zis că le plângeți acasă. Dar am zis, cine îl lasă să plângă? Pentru că Iisus Hristos m-a mântuit. Eu sunt vesel. Și strălucea de bucurie. Eu m-am simțit prost în fața ei și am zis, cred că n-aș putea performanța asta. Dar e născută din nou, acum născută în dragostea din tâi. Și a spus, sunt atât de fericită că eu am vrut să vin pe jos până aici la dumneavoastră, era din Feldul. Dumnezeu m-a ajutat. Zice, domnul pastor, nu-mi pasă că mor sau trăiesc. Are 44 de ani. Singurul lucru care mă rog lui Dumnezeu și să vă rugați să trăiesc, să mă lase Dumnezeu să le spun la copiii mei și la bărbatul meu, să-i văd odată și pe ei mântuiți și să putem cu toții să fim botezați în apă. Să mărturisesc la vecinii mei și la neamul meu, pentru asta aș vrea să mai trăiesc. Dar în rest, nu mă interesează, vreau să merg la Domnul. Dumnezeu să o binecuvânteze pe Ioana Moldovan și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți care suntem adunare. Știți de ce vrea să mai trăiască? Să facă bine. Vreau să fac bine. Pentru că, zice, știi ce am făcut toată viața? Atât am muncit și toată viața mea am jefit-o pentru bani. Tot ce am știut eu am făcut. Vă uitați la mine și ziceți așa mai firavă și era foarte firavă. Vă uitați așa că-s firavă. De atât am muncit. Am muncit în România zeci de ani, am muncit în Irlanda. Eu sunt mare muncitoare. Dacă Dumnezeu mă mai aduce din situația asta și mai trăiesc, domnul Gabi, știi ce vă spun? Eu nu mai lucru în veci. Ce am zis, vezi să nu uiți și i-am spus. Nu te văd ca ai sta. Nu, vreau să muncesc, dar vreau să fac bine la oameni. Câte zile mai trăi vreau să fac bine, în stânga, în dreapta, că numai la bani m-a gândit. Și vreau cumva să-mi dea Dumnezeu șansa să echilibrez lucrurile astea. Frații mei și stimați prieteni, nu ajunge doar să fim mântuiți. Trebuie să și veghem până la capăt, să spunem toată adunarea amin. Și vegherea asta este să avem legătură cu Dumnezeu și să avem cunoașterea Lui. Dar vegherea asta mai înseamnă ceva. Să facem treabă, să punem osul la treabă, să facem bine. Și de ce nu mai avem vlagă noi și putere în noi? Că nu facem exerciții. Vedeți că băieții ăștia care merg la sală stăt mai energici, stăt mai puternici, tot asta. E rupt fiare și nu mai pot trăi fără sală, îmi zice. Și fiul meu care are 16 ani, nu mai pot trăi fără sală. Du-te bă, copile, vezi să-ți de treabă de aici. La 16 ani tu poți trăi fără sală. Păi normal că nu poți trăi fără sală, mă, că tu n-ai săpat în viața ta cu un hârleț odată, mă. Eu am săpat toată grădina, mă, în fiecare de primăvară și toamnă, mă, și îmi plăcea să fac asta. Tati, nu mai pot fără sală, el nu mai poate fără sală, dar s-au tot antrenat acolo și umblă mușchi, uite, așa mișcă mușchii din de aici, numai așa, pentru că face acțiune. Dacă noi stăm în letargia asta spirituală, nu-i bine. În finală de evanghelizare la Betania, Dumnezeu să trezească toată adunarea Betania. Îți spuneți toată adunarea, amin. Și mâna la treabă. Bă, frați și surori, mâna la treabă. Mâna pe treabă și înainte. Că cel care vine lângă noi este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Pentru că un om activ nici măcar nu acceptă să-i spui că e obosit. Știu că era un om odată... Toată stima pentru el, mai în vârstă așa și zice, vă văd că obosit. Nu s-a obosit! Că l-am jignit. Eu nu s-a obosit! Eu numai stau așa un pic. Eu când mă ridic, eu nu mă las. Frate Gabi, eu nu mă las. Eu merg înainte. Mi-s dragi oamenii ăștia. Aveți că niște, că frații noi și noi pocăiți așa, ne obosim repede și ne-am vrea dreapta să intrăm în leneveală. Ce urmează din seara asta? Leneveala? Ce urmează după 7-8 seri de evanghelizare, leneveala? Nu, frați și surori, după 8 seri urmează acțiunea. Iisus Hristos este Domnul. O semănat cuvântul aici o săptămână. Trebuie să-l stropiți cu lacrimi o săptămână, o lună, 2 ani, nu știu cât. Că cel care face să crească este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și asta nu e teoretic, asta este adevărat. După 4 ani vine polițistul, după 4 luni vine doamna Ioana. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu și evanghelia lui Iisus Hristos are putere. Rugați-vă, postiți, strigați, mărturisiți, vorbiți despre Dumnezeu, că trebuie să ajungă biserica. Ca să nu mai încapă oamenii în ea și în centrul adunării să triumfe cel care este viu în vecii vecilor și acesta este Iisus Hristos Domnul. Amin. Aleluia. Să faceți bine la toți. La toți? Da. Și la? Și la. Și la? Da. Exact. Lăsa nu. Ba da. De asta e ca o
Las! Și tu ai fost ca o. Doamne, dar ăla mă știu. Fă-i bine. Fă-i bine. Fă-i bine. Asta e legea lui Hristos. Faceți bine la toți. La toți! Dar mai ales să nu uitați de frați în credință. Să le faceți bine. Să nu vă opriți în facerea binelor. Să obosiți. Să alergați de mâine ca și furnicile. Uite așa prin arăt. Și vă bateți cap în cap undeva la spital, un hol, să dați slavă lui Dumnezeu pentru cucuiele alea. Ce faci aici? Vreau să fac bine, când i-a vorbit Domnul. Voi ce faceți? Voi? Ce seamănă omul? Aceea va se cere. Rob viclean și leneș. Ai știut, m-ai cunoscut, ai văzut. Luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrijinea dinților. Știți de ce? Că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Nu se lasă. Surpriză, surpriză, nu se lasă. Ia-i și pe ăștia tătii. Nu se lasă. Tu te uiți la ea care fac și nici măcar că după ce nu faci, îi și judeci și le și dai etichete și le spui de-aia nu merge biserica, de-aia nu merge biserica, de-aia nu se întâmplă asta, de-aia nu vin oamenii. De ce nu vin oamenii? Pentru că tu nu-ți faci treaba. Pentru că tu ești un spin. Pentru că tu ești un băț în roate. Și Dumnezeu spune în seara asta, oricine ești în adunare, nu se lasă Dumnezeu batjocorit. Stimați prieteni, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă hotărâți în seara asta să vă pocăiți. Să credeți în Iisus Hristos că este singura soluție și să vă împăcați cu El în seara asta. Dacă a spus nu vreau, dacă ați avut holde și negustorii, nu vă înșelați, toate le lăsați. Dacă ați avut ironii sau ați dorit la un moment dat alții să dispară, dacă ați ignorat haina și v-ați încăpățânat că ți ajunge în rai pe unde puteți, opriți-vă. Iisus Hristos este Domnul. Dacă n-ați fost vegheator, stimați frați, și v-a prins somnul și ațipirea, fiți foarte atenți. Că din doi care au mers la moară, unul a folosit, altul a folosit. Că din 10 fecioare, 5 au rămas. Că dintr-un miliard de oameni, asta ar însemna 500 de mii pierd revenirea lui Iisus Hristos și răpirea. Fiți atenți! Dumnezeu este sfânt. Sfânt, sfânt. Dumnezeu este bun, binecuvântat să fie numele Lui. El a venit să ne vorbească în seara asta. Și mă rog, Doamne, trezește adunarea. Doamne, trezește orice inimă. Aleluia! Și în punctul 3, puneți osul la treabă. Uitați-vă pe ceas, încă n-ați căzut de oboseală. Că nu sunteți paralizați. Alții fac treabă din cărucioare, cu rotile. De acolo se roagă, acolo postesc. Da, sunt copii care postesc. Am felicitat și eu pe fiica mea, pe Sara, care are 8 ani. Și vinerea a postit până la amiază. A venit pe la 1 și ceva de la școală și a zis, tati, mor de foame. Și am zis, de ce? Și n-a vrut să-mi spun. Și mi-a zis, maică-să. Știți că Dumnezeu e drept și Dumnezeu poate să folosească copiii pruncii care sug la sân, să scoate din ei o întăritură. Dar să știți, să țineți minte, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ci semeni, aia vei se cera. Seamănă în Duhul. Seamănă pentru Dumnezeu. Impune-ți să faci bine de azi, în fiecare zi din viața ta, în fiecare zi. Trezește-te dimineață și spune, vreau să fac bine azi. Pe cine prind în cale, vreau să-i fac bine. Vreau să fac bine. Învață-te așa, lunea, marța, miercurea, joia, vinerea, sâmbătă, duminică. Și vreau să văd cum vei arăta în biserică după o săptămână în care în fiecare zi ți-ai propus un singur lucru. Să fac bine la toți. O vorbă, un ban, un ajutor, o încurajare. Vei vedea, va fi grozav. Va fi grozav. Dumnezeu să binecuvânteze inima voastră, biserica și pe voi toți care sunteți aici. Cei care nu sunteți botezați, hotărâți pentru Dumnezeu, veniți să vă înscrieți, urmați-L pe Iisus Hristos astăzi, până nu vin zilele grele, până nu vine apăsarea, până nu vine cazul.
Vegheați, frați și surori, și faceți bine. Și bunul Dumnezeu să binecuvânteze adunarea. Și toate le cer în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.